Cum a fost în stadiul de pregătire? Zic că a fost unul foarte bun. Chiar ne-am pregătit bine, ne-am cunoscut foarte bine. Băieți care au venit, cred că au reușit să se integreze cât de cât la noua echipă și cred că a fost o perioadă reușită. Rezultatele n-au ținut însă cu voi la amicale. V-ați păstrat golurile pentru campionat? Sper, așa să fie. Am făcut jocurile bune, cu multe ocazii. Asta e ceva care ne dă o perspectivă bună pentru campionat. Dacă nu marcam, pierdeam și nu aveam nicio ocazie, era altfel. Dar așa zic că ne-am pregătit bine și suntem chiar pregătiți pentru campionat. Debut infernal pentru Universitatea Cluj în Liga 1. De ce? FCSB, apoi Craiova. Și? Adică... meciuri, normal, nu. Foarte bine. Meciuri mari, suntem în Cluj. Nu cred că e ceva de speriat. Jucăm cu echipele bune și asta ne-am dorit. Dacă nu, rămâneam în Liga 2. Simți că v-ați întărit în această vară cu jucătorii noi veniți? Desigur, desigur. Jucători care au venit, jucători cu experiență, jucători care știu ce înseamnă Liga 1, jucători care au multă calitate și, da, ne-am întărit și a fost foarte bine perioada asta din ceea ce văd pentru noi. Deci nu vă sperie prima etapă? Nu avem de ce. Nu avem de ce. 11 bărbați împotriva 11 bărbați. Nu avem de ce să ne speriem. Dar cum se pare echipa? Foarte bună. Foarte bună. O echipă bună. Jucători tineri, talentați. Și noi avem o echipă bună. Și hai să mergem să jucăm un meci de fotbal. Te aștept la o susținere importantă din partea fanilor, acum o dată cu revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc? Da, desigur, desigur. Așa cum a fost și anul trecut, ne-au împins, au fost foarte important pentru noi. Zic că au fost a 12 jucători care am avut nevoie și au fost acolo. Și na, cred că tot orașul s-a dorit asta, acum am reușit împreună cu toți. Și na, acum trebuie să fim mai împreună decât niciodată. Derbiul cu Jui, la mijlocul lunii octombrie, bine, e rău, se pare? Să vină, foarte bine. Abia aștept să văd iarăși un derbi în orașul ăsta. Cred că va fi un meci frumos, dar până acolo mai avem mult. Mai avem meciuri de jucat și să luăm meci cu meci. Dar acum că intrați pe ultima 100 de metri, ce mai aveți de pus la cu? Acum am revenit acasă, nu, să vadă mister ce mai trebuie, să mai reglăm ce trebuie să facem și eu zic că decât suntem pregătiți pentru un meci. Cam în ce parte clasamentul este terminat? Lotul e cam de ce valoare? Lotul are o valoare destul de bună, dar știm foarte bine cum e la fotbal. Nu vreau aici să vin să fac promisiune că mergem în play-off, că ne batem la titlu sau că nu, hai să nu ne batem la retrogradare, dar reprezentăm un brand foarte mare și asta ne împinge să fim cât mai sus. Atât pot să zic. Mulțumim!